Bună ziua și bine v-am găsit la evenimentul de lansare a campaniei de promovare a mecanismului de desemnare procentuală, cunoscut și ca mecanismul sau legea a 2%. Îi salut pe toți cei care sunt astăzi alături de noi la Europe Cafe, dar și pe cei care ne privesc online. Este important să precizez că scopul acestei campanii de promovare este promovarea durabilității financiare a organizațiilor societății civile din Republica Moldova. Câteva informații despre mecanismul de 2%. Sunt sigură că mulți dintre cei care ne urmăresc știu deja că prin intermediul acestui mecanism, o persoană fizică poate redirecționa 2% din impozitul anual pe venit către organizațiile neguvernamentale sau instituțiile religioase din țară. Nu mai puțin important este faptul că această campanie este finanțată de către Uniunea Europeană prin intermediul proiectului regional Mecanismul pentru dezvoltarea societății civile în țările parteneriatului estic. Campania este implementată în parteneriat cu Centrul de Resurse Juridice din Moldova. Am plăcerea să-l avem astăzi aici, alături de noi, pe excelența sa, ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova, domnul Ianis Majeix, pe care îl invit cu un cuvânt de salut. Bună ziua tuturor! Mă bucur să fiu astăzi alături de voi la evenimentul de lansare a campaniei de comunicare pentru promovarea mecanismului de desemnare procentuală. Uniunea Europeană susține societatea civilă din Republica Moldova prin intermediul apelurilor de propuneri bilaterale și regionale. Grație sprijinului nostru continuu, câteva sute de proiecte sunt implementate pe tot teritoriul Republicii Moldova, prin intermediul partenerilor noștri din societatea civilă. În iunie 2022, Consiliul European a acordat Republicii Moldova statutul de țară candidată la Uniunea Europeană. Acest pas reprezintă începutul procesului de aderare. După cum știți, una dintre cele nouă măsuri propuse de Comisia Europeană, în avizul privind cererea de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, este intensificarea implicării societății civile în procesele decizionale la toate nivelurile. În planul de acțiuni privind implementarea acestor nouă măsuri, Comisia Națională pentru Integrare Europeană s-a angajat să adopte un regulament privind mecanismul de finanțare nereambursabilă a proiectelor organizațiilor non-profit, în vederea consolidării durabilității financiare a societății civile. Vreau să felicit autoritățile Republicii Moldova pentru că au aprobat acest regulament în 2022. Sprijinirea unui mediu propice pentru societăți civile este un principiu cheie, deoarece societatea civilă are o importanță crucială pentru promovarea valorilor democratice ale Republicii Moldova. Pentru a promova durabilitatea financiară a societății civile din Republica Moldova, Uniunea Europeană lansează împreună cu Centrul de Resurse Juridice din Moldova o campanie de promovare a mecanismului 2%. Această campanie va dura până la sfârșitul lunii aprilie și este finanțată prin intermediul proiectului regional de asistență tehnică pentru consolidarea capacităților societății civile. Conform cifrelor prezentate de Serviciul Fiscal de Stat al Republicii Moldova, în anul 2022, veniturile totale ale organizațiilor societății civile din mecanismul de desemnare 2% s-au ridicat la peste 480.000 euro. Suma alocată a crescut față de anul precedent și este acum la cea mai mare valoare anuală, mai mult decât dublu comparativ cu anul 2017, atunci când mecanismul a fost introdus.
Totuși, cifrele arată că mecanismul este departe de a și îndeplini potențialul maxim. În special atunci când ne referim la societatea civilă de nivel local. Sperăm că compania noastră va avea un impact pozitiv și că suma alocată prin intermediul acestui mecanism va crește în continuare. Lansarea acestei campanii nu înseamnă deloc că delegația Uniunii Europene în Republica Moldova intenționează să ofere un sprijin mai modest societății civile. Ba din contră. Intenționăm să ne extindem asistență pentru societatea civile și vreau să vă asigur de sprijinul nostru continuu. În perioada imediat următoare vom lansa 3 apeluri de propuneri în cadrul instrumentelor de sprijin pentru organizațiile societății civile. Vă mulțumesc mult și vă doresc un eventim cai mai productiv. Mulțumesc! Mulțumim, domnule ambasador, și mersi pentru faptul că ați precizat că, de fapt, delegația Uniunii Europene în Republica Moldova nu intenționează să-și diminueze sprijinul pentru societatea civilă. De fapt, vom lansa câteva apeluri de propuneri, iar scopul acestei campanii este, de fapt, promovarea durabilității financiare a asociațiilor obștești, în special a celor care activează la nivel local. Ne bucurăm să o avem astăzi alături de noi pe Monica Bucurenciu, care este lideră de echipă a proiectului european Mecanismul pentru Dezvoltarea Societății Civile în țările parteneriatului Estic. Monica, vreau să vii cu un scurt cuvânt de salut, dar și să ne spui de ce oportunități pot beneficia atât activiștii cât și societatea civilă din Republica Moldova, oportunități finanțate de către proiectul regional pe care îl conduci. Mersi! Mulțumesc mult, Victoria! Mă bucur foarte tare să fiu astăzi aici. Așa cum a fost menționat deja, proiectul nostru finanțat de Uniunea Europeană este un proiect regional, ceea ce înseamnă că nu avem activități doar în Republica Moldova, ci în toate cele 6 țări ale parteneriatului Estic. Scopul final sau scopul cel mai important al proiectului nostru este de a consolida democrația participativă în cele 6 țări ale parteneriatului Estic. Și mai concret, încercăm să facem asta prin a consolida capacitățile, dar și rolul organizațiilor din societatea civilă și activiștilor din societatea civilă din țările cu care lucrăm. Avem multe tipuri de activități, dar ce aș fi vrut să menționez astăzi în mod special sunt 3 dintre activitățile noastre principale. Și anume, avem oportunități de formare, sau chiar 4, avem oportunități de formare pentru reprezentanții ai societății civile. De asemenea, avem un program de burse care a ajuns să fie, cred, destul de cunoscut în regiune. În engleză le numim Eastern Partnership Society Fellowships, deci sunt burse pentru reprezentanții ai societății civile și prin intermediul acestor burse au acces la diverse oportunități de formare, dar de asemenea primesc o sumă de bani, un buget pentru a-și implementa propriul proiect. În afară de oportunitățile de formare și de programul de burse pe care le avem, avem o parte importantă din proiectul nostru este și despre încurajarea dezvoltării legăturii dintre societatea civilă și tehnologie și avem, sprijinim dezvoltarea unor soluții tehnice pentru soluții digitale, pentru ca cetățenii să aibă acces la mai multe tipuri de servicii și asta se face prin intermediul societății civile. În cazul nostru și în fiecare an încercăm să organizăm un hackathon pentru organizații ale societății civile. În ceea ce privește campania de astăzi, noi ca în proiectul nostru avem în mandat și organizarea cu parteneri locali a unor campanii de promovare a societății civile și de sensibilizare și de informare a publicului despre ce fac organizații din societatea civilă și despre alte mecanisme care sunt legate de sprijinirea societății civile. Și așa cum a fost deja menționat, campania pe care o lansăm astăzi împreună cu delegația sau în numele delegației și împreună cu partenerii noștri de la CRJM și IPRE, de asemenea, care ne sprijină pe noi ca proiect, este să
popularizăm mecanismul și în rândul contribuabililor și în rândul societății civile, iar pentru noi, așa cum deja cred că a fost menționat, ce ne-am dorit să scoatem din asta ar fi ca un număr mai mare de oameni să redirecționeze o parte din venituri către reprezentanții ai societății civile, pentru că, într-adevăr, mecanismul are un potențial foarte mare când vine vorba de diversificarea surselor de finanțare din societatea civilă și, până la urmă, așa cum o să arate, cred, câteva videouri pe care le arătăm, acești bani ajung tot la comunitățile locale și sunt tot pentru rezolvarea unor probleme la nivel local. Dar mă bucur foarte tare să fiu astăzi aici și să aflu și eu mai multe despre mecanism și cum funcționează în 2023 și de asemenea despre să aud experiențele organizațiilor din societatea civilă care au beneficiat de pe urma mecanismului. Așa că mulțumesc mult! Monica, îți mulțumim pentru tot sprijinul tău. După cum s-a menționat deja, această campanie este implementată în parteneriat cu Centrul de Resurse Juridice din Moldova. Îl avem astăzi aici pe Ilie Chertoacă, președintele CRJM, pe care îl rog să ne prezinte campania de promovare a mecanismului 2%. Mulțumesc, Victoria! Bună ziua, stimată audiență, cei care ne privesc din sală sau de la calculatoare. Împreună cu delegația Uniunii Europene promovăm mecanismul 2%. Ce înseamnă mecanismul 2%? E un mecanism juridic care ne permite ca o părticică din impozitele noastre să ajungă pentru o cauză socială. CRJM împreună cu alte organizații au făcut advocacy pentru ca acest mecanism să existe în Republica Moldova pentru a crește sustenabilitatea organizațiilor necomerciale din Moldova. Și nemijlocit, după cum spunea și domnul ambasador, mecanismul deja în cea de-a 5-a, 6-a iterație a adus în total în sectorul necomercial peste 40 de milioane de lei, dintre care aproape 10 doar în 2022. Ce am vrut să menționez și ceea ce a fost reiterat deja este că există foarte mult potențial în acest mecanism, deoarece practic doar 5 sau poate 6% din contribuabili cunosc despre el. Deci șansele de a avea un mecanism mai popular în Republica Moldova este posibil deoarece există potențial. Cum putem crește acest potențial? Evident, printr-o campanie de informare. Trebuie să explicăm, pe de o parte, că mecanismul 2% nu te costă nimic. Costă, nu sunt bani pe care cetățeanul contribuabilul îi dă din buzunarul propriu, sunt banii achitați ca și impozitul pe venit, care merg pentru o cauză nobilă. Fie că e vorba despre amenajarea unui parc, fie că este vorba despre organizarea unui unui prânz gratuit pentru cei mai vulnerabili, sau, de ce nu, pentru promovarea unor cauze sociale, pentru creșterea nivelului de protecție a drepturilor omului. Ce am pregătit în această campanie, și vreau să spun din start că această campanie este direcționată pentru două categorii. În primul rând, pentru noi, pentru persoanele fizice care vrem să desemnăm 2%, și pentru această categorie de persoane am pregătit câteva videouri explicative care ne ghidează pas cu pas cum poate fi realizată desemnarea procentuală, care sunt condițiile, cum găsesc codul fiscal al organizației pe care vreau să o susțin, cât constituie acele 2%. Pentru asta, îndemnul meu către audiență este să acceseze pagina 2%.info, acolo unde adunăm toate aceste resurse, pentru ca cei care nu au utilizat niciodată mecanismul, dar vor să o facă acum în anul 2023, să poată realiza acest lucru foarte simplu. A doua categorie de beneficiari ai campaniei pentru care realizăm aceste produse în parteneriat cu delegația și partenerii proiectului, este pentru organizațiile societății civile. Doar în anul 2022 au beneficiat de acest mecanism 700 de organizații, care constituie ceva mai puțin de 10% din organizațiile înregistrate.
și iarăși care ne vorbește despre faptul că mecanismul are mult potențial. Ce am pregătit pentru organizațiile societății civile care fie deja sunt înregistrate la mecanism, fie abia urmează să se înregistreze. Practic vom informa și vom încerca să fim la maxim disponibili pe această platformă, pe 2%.info, dar și pe pagina de Facebook 2% în Republica Moldova. Acolo, în primul rând, vom informa în mod constant care sunt termenii limite pentru depunerea acestei declarații, care sunt etapele pe care le însumează mecanismul și cum putem să desemnăm 2%, dar și în același timp, ca și organizație, cum ne construim această campanie de informare, cum convingem cetățenii că anume organizația pe care o reprezentăm merită cele 2%. De asemenea, o să avem deja pregătit un tutorial în care vom prezenta toate etapele mecanismului pentru persoanele fizice și vrem să motivăm cât mai mulți cetățeni să se implice în activitățile de desemnare procentuală. După cum spuneam, acest mecanism este foarte simplu, nu ne costă decât ceva din timpul nostru personal pentru a utiliza pentru prima dată acest mecanism. Mizăm foarte mult pe deschiderea colegilor din mass media, jurnaliștilor, a posturilor TV, de radio, a portalurilor de știri, a liderilor de opinie, care de asemenea pot să contribuie printr-un mesaj public la realizarea acestui mecanism. Banii din 2% nu sunt neapărat mulți, pentru că vorbim la 2% dintr-un impozit pe venit. În același timp, beneficiile mecanismului merg dincolo de aceste sume de bani, în primul rând pentru a arăta cu ce se ocupă comunitatea, organizațiile societății civile, pentru a asigura transparența activității organizațiilor și societății civile, dar în cel mai mare rând pentru a construi o cultură de promovare a filantropiei. Cu aceasta eu am să finalizez intervenția mea, invitându-vă să priviți unul din produsele pe care deja le-am realizat împreună cu colegii pentru promovarea campaniei de 2%. Aceste materiale video la fel vor fi distribuite pe paginile de Facebook 2% în Republica Moldova, paginile partenerilor și 2%.info și care pot fi utilizate de către organizațiile societății civile care acum fac campanie de promovare a mecanismului 2%. Vă invit să urmărim un prim video și după care revenim la discuție. Fiecare din noi are dorințe, vise, aspirații și cu siguranță fiecare din noi vrea să schimbe lumea din jur. Pentru unii contează salvarea animalelor fără stăpân, iar pentru alții, drepturile egale. Acum poți contribui și mai mult la ceea ce contează pentru tine, direcționând în fiecare an 2% din impozitul tău pe venit unei organizații neguvernamentale. Nu te costă nimic. Direcționează banii publici spre domeniul pe care îl consideri important. Lista completă a beneficiarilor o poți găsi pe 2%.info. Asigură-te că nu ai restanțe la impozitul pe venit accesând mp.gov.md. Iar pentru a afla procedura de direcționare, intră pe 2%.info. Schimbarea începe cu tine! Vreau să precizez că suntem live la moment pe pagina de Facebook a Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Uniunea Europeană în Republica Moldova, deci se numește pagina. La fel suntem live și pe Privesc Eu, este Partnership Civil Society Facility, pagina de Facebook a mecanismului de 2% în Republica Moldova, dar și pe IPRE Moldova. În cazul în care aveți comentarii, sugestii sau în cazul în care vreți să ne lăsați un mesaj, da? Noi vom monitoriza toate aceste 5 pagini pentru ca să răspundem în termen util la comentariile pe care le puteți avea. În continuare, vrem să discutăm despre unele aspecte importante ale mecanismului prin perspectiva validării desemnării procentuale. Îl avem alături de noi pe domnul Sergiu Chircu, șef al Direcției de Servire Fiscală Buiucani, municipiul Chișinău. Vă salut și vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația noastră. Domnul Sergiu, eu am citit raportul pentru anul 2022 de desemnare procentuală. În primul rând vreau să vă felicit
Este vorba despre un raport foarte bun, scurt, clar, cuprinzător, pe care ar trebui să-l citească atât beneficiarii, cât și cei care vor să desemneze 2% din impozitul pe venit. Mi-a atras atenția un lucru, că din numărul total al contribuabililor care au efectuat desemnarea procentuală în 2022, aici vorbim despre 37.297, deci din acest număr nu au fost validate 2.342 de desemnări. Iar cel mai important motiv al nevalidării acestor desemnări este faptul că contribuabilul, persoana fizică, are datorii la impozitul pe venit la data limită de depunere a declarației cu privire la impozitul pe venit. Domnul Chircu, cum verificăm dacă avem datorii? Bună ziua! Deci, cel mai simplu, într-adevăr, ați spus, din 2342, 2283 de declarații sunt nevalidate, având ca motiv de bază existența datoriei. Deci, la momentul, unica posibilitate de verificare este pentru cei care nu dețin semnătură electronică sau mobilă prezența în cadrul Direcției de Servire Fiscală, în oricare Direcție de Servire Fiscală, în scopul de a-și vedea dacă are sau nu datorii sau restanță. A doua parte care dispun de semnătură electronică sau mobilă prin accesarea portalului a Serviciului Fiscal de Stat, sfs.media, prin logare pot identifica dacă au sau nu restanța la buget. Da. În acest caz este important să deținem semnătura electronică sau mobilă, da? Sigur, sigur. Nu obligatoriu semnătura electronică sau mobilă. Accesarea, deținător de semnătură, prin accesare, absolut vedem absolut toate datoriile. Da. Poate o să vă adresez o întrebare care, desigur, pentru dumneavoastră o să fie banală, dar pentru multe persoane care ne privesc e o întrebare destul de relevantă. Care este termenul limită de depunere a declarației pe venit în anul 2023? Deci, pentru perioada fiscală 2022, depunerea declarațiilor are loc până la data de 30 aprilie, dar luând în considerație că 30 aprilie este o zi de duminică, corespunzător ziua din 1 mai este zi liberă, data de 2 mai este termenul limită de depunere a declarației CET 18. Da, modalitățile de depunere a declarației sau însăși sunt foarte, foarte simple. Prima ar fi cel mai optim de prezentat la direcțiile de servire fiscală, corespunzător pot fi aflate și restanțele dacă contribuabilul dispune de restanță. Noi ne străduim la moment să facem și o verificare mică prealabilă la momentul depunerii declarațiilor. Asta omite mulți factori de risc ulteriori. Pot fi remisă la CET@SFS sau pe adresa de mail la Serviciul Fiscal de Stat sau deținătorul de semnătură mobilă sau electronică prin SIA declarație electronică. În cazul dat, contribuabilul, prin SIA declarație electronică, contribuabilul are declarația deja precompletată. Urmează doar de introdus codul fiscal al beneficiarului sau IDNU. O altă întrebare pe care am văzut-o destul de des în ultimele zile în mediul online este următoarea. Deci, am văzut că în mod, deci prin intermediul semnăturii digitale sau semnăturii mobile, electronice sau mobile, au fost depuse anul trecut, în 2022, 8.255 de declarații de desemnare procentuală, da? Și pe hârtie 26.700. Am văzut câteva îngrijorări în rândul celor din societatea civilă, dar și a beneficiarilor, cu privire la faptul că în cazul în care vom introduce doar declarația electronică, dar nu, în cazul în care contribuabilul nu o va putea face pe suport de hârtie, atunci vom vedea diminuări, de fapt, în suma colectată în baza mecanismului de semnare procentuală. Și am văzut și îngrijorări că asta s-ar putea întâmpla începând cu anul curent, ceea ce nu este corect, fiindcă, după cum ați precizat dumneavoastră, acest aspect se va aplica începând cu anul viitor. Deci, pentru veniturile obținute în perioada anului 2023, au fost aduse modificări la articolul 187, prin care, într-adevăr, s-au pus posibil, deci pentru a efectua desemnare procentuală trebuie să avem semnătură electronică sau mobilă.
dar între, adică pentru veniturile din 2023 se declară începând cu 1 ianuarie 2024. Deci, practic, avem un an de zile prin care putem obține semnătura electronică. Și deci, iarăși, ca să precizăm, în cazul în care un contribuabil în acest an vrea să depună declarația pe venit și să desemneze 2%, el o poate face și pe suport de hârtie. Sigur, el o poate face pe suport de hârtie cu prezența la orice direcție de servire fiscală, indiferent de domiciliul contribuabil. În schimb, începând cu anul viitor, toate declarațiile pe venit și desemnările procentuale vor putea fi efectuate doar electronic. Doar electronic, alt mecanism nu a fost identificat în afară de faptul prezentării electronice. Este o informație foarte utilă pe care urmează să o știm. Într-adevăr, cum ați spus, domnule Chircă, este important în această perioadă de timp să obținem semnătura electronică sau semnătura mobilă, care de fapt ne face viața mai ușoară. Eu am obținut semnătura electronică în septembrie 2022 și m-a scutit de foarte multe drumuri la poștă pentru a transmite scrisori recomandate. Deci poți achita impozitele online. În cazul în care nu doriți să comunicați, nu știu, să aveți un contact direct cu serviciul fiscal de stat, atunci este mai bine să o faci electronic, da, în fața calculatorului. Sigur, obținerea semnăturii este foarte simplu. La moment avem doi operatori de telefonie mobilă, Orange și Molcel. Totodată avem, referitor la semnătura mobilă, totodată avem și semnătura electronică la Centrul Tehnologiei Informaționale în Finanță, Serviciul Tehnologiei Informaționale și Securitate Cibernetică, totodată și Agenția Servicii Publice prin intermediul buletinului de identitate electronică. În care poate vreți să ne mai spuneți câteva aspecte practice care țin, de fapt, de depunere, de mecanismul de desemnare procentuală, câteva sfaturi, de fapt, pentru cei care intenționează să... Deci, pornim de la faptul că contribuabilul vine cu prezența fizică, cum ați spus, 27.000, deci majoritatea vin cu prezența fizică. Una din cele mai mari probleme este faptul că contribuabilul nu vine cu cod, deci trebuie să vie cu doar cu buletinul și cu codul fiscal sau IDNU al beneficiarului de desemnare procentuală. Corespunzător nu previn contribuabili cu codul fiscal, dar la solicitare, pe pagina Serviciului Fiscal de Stat, inspectorii noștri accesează, după numele sau denumirea beneficiarului, putem identifica ușor codul fiscal sau IDNU. De ce ar trebui, de exemplu, în cazul în care în acest an eu aș dori să depun o declarație electronică și să fac desemnarea procentuală în folosul unei organizații, da? Non-guvernamentale? La ce ar trebui să fiu atentă? Deci am discutat despre faptul că e important să verific dacă am sau nu datorii la bugetul de stat, altfel nu, cele 2% din impozitul meu pe venit nu vor fi redirecționate, da? Ce mai este important să știm? Un alt aspect important este declarația corectată. Deci toți încurcăm. Deci declarația corectată. Contribuabilul poate să prezinte declarația ori de câte ori consideră până la data termen limită, adică în anul acesta, dar am spus că 2 mai, ulterior nu mai are posibilitatea de a depune o declarație corectată. În cazul că depune, deci suma desemnării procentuale nu va fi luată în calcul. Deci anul ăsta mai avem 2 zile, avem ziua de 1 mai și 2 mai pentru a depune declarație, respectiv poate vom avea și cifre îmbucurătoare în baza mecanismului de desemnare procentuală, fiindcă, apropo, care sunt obiceiurile? Se depun în ultimele zile cele mai multe declarații? Știți, din anul 2018 s-au modificat puțin. Deloc nu screează fluxuri în cadrul serviciului fiscal. Pe data de 30, clar că e un flux mai mare, dar comparativ cu anii precedenți, e mult mai mic. Și din punct de vedere al funcționării tehnice, în cazul în care depunem o declarație electronică, cât de des contribuabilii au parte de probleme tehnice și nu pot să depună o declarație, anume în cazul în care o depui pe data limită, deci pe data de 2 mai, nu știu, există probleme de rețea, de conectare în cazul depunerii sau nu prea? Nu, la declarația electronică nu am întâlnit asemenea probleme, deci e 30, data depunerii, oricum chiar de sunt deficiențe tehnice, oricum se consideră data când a fost transmisă. Vă mulțumim pentru acest fapt și mersi pentru faptul că ați venit cu aceste sfaturi, atât pentru beneficiari, cât și pentru cei care vor să desemneze 2% din impozitul lor anual pe venit. Ați vorbit foarte mult despre semnătura electronică și semnătura mobilă. Iarăși vreau să mai revin la datele statistici pe care le-am găsit eu în raportul desemnării procentuale 2022.
Deci, electronic au desemnat 8255 de contribuabili, iar pe suport de hârtie 26700, un număr foarte, foarte, foarte mare. Din punctul meu de vedere, este foarte necesar să promovăm utilizarea de semnătură mobilă și a semnăturii electronice. De fapt, în experiența mea mi-am dat seama că semnătura electronică se utilizează foarte mult de autoritățile publice, dar și de cei care activează în mediul, să zicem, de contabil, da? Și mai puțin de cetățenii Republicii Moldova care până la urmă nu au, utilizează un pic mai puțin. Deci eu v-am spus din experiența mea personală, mie semnătura electronică, obținerea semnăturii electronice mi-a ușurat viața. Dacă cumva îmi pare rău de faptul că am obținut-o doar anul trecut și acum vreau ca Elie să ne povestească cum putem să obținem, care este procesul de obținere a unei semnături mobile sau și a unei semnături electronice. Cât de complicat este sau cât de ușor este? Mulțumesc. În cadrul campaniei de promovare 2% am mers împreună cu colegii și am testat toate trei modalități prin care poate fi obținută semnătura mobilă sau electronică. Cea mai simplă din aceste modalități, evident că este semnătura mobilă, care poate fi obținută la cei mai mari operatori de telefonie mobilă. Deci dacă avem un abonament cu una din cele două mari companii din Republica Moldova, tot ce trebuie să facem este să avem cu noi buletinul de identitate și să alocăm, am cronometrat, mie în total mi-a luat efectiv 6 minute de la momentul în care am prezentat buletinul, am rugat să-mi fie perfectată semnătura mobilă, până la momentul în care această semnătură mobilă a fost activată. Deci mergem la unul din cei doi operatori de telefonie mobilă, cu buletinul de identitate, vom semna un contract cu privire la conectarea la acest serviciu electronic și în cazul în care prima dată facem acest lucru, va fi înlocuită cartela SIM, după care vom indica o parolă unică pe care o cunoaștem doar noi, o activăm de la telefonul mobil și practic în 6-10 minute această semnătură este activată. Costul serviciului este gratuit, deci nu ne costă nimic să activăm acest serviciu. Ulterior, atunci când semnăm, va fi percepută o mică plată pentru fiecare semnătură, dar există pachete la acești operatori de telefonie mobilă care și putem cumpăra un pachet de 30 de semnături, de 100 semnături și așa mai departe. Deci este un proces foarte simplu și având în vedere că de la anul viitor declarațiile urmează să fie și desemnarea procentuală urmează să aibă loc exclusiv în mod electronic. Practic, un mesaj către organizațiile societății civile care promovează acest mecanism este să educăm sau să explicăm în ce constă această procedură și cât este de simplu să obținem această semnătură mobilă. După cum spunea Victoria mai devreme, ea este utilă nu doar pentru a semna declarația electronică, dar și pentru alte servicii publice, pentru a obține, de exemplu, cazierul judiciar de care avem nevoie. Deci nu trebuie să ne deplasăm la autoritate, îl comandăm online, plătim online, îl putem ridica online după ce am semnat electronic. Prima și cea mai simplă modalitate de obținere a semnăturii este semnătura mobilă, după care există și alte modalități. După cum spunea și domnul Chircu, avem în principal Agenția Servicii Publice și Agenția Servicii Publice oferă acest buletin electronic care este înzestrat cu semnătura electronică. Practic, asta înseamnă că buletinul nostru va avea un modul particular care se referă la semnătura electronică. Costul acestui serviciu depășește 700 de lei, însă el în practic este și buletinul electronic și semnătura electronică. Doar că pentru a activa această semnătură electronică de pe buletin electronic, avem nevoie și de un card de citire a semnăturii, respectiv trebuie să avem și dispozitivul tehnic. Și ultima, dar nu cele din urmă, dar o modalitate prin care putem obține semnătura electronică, ține de două autorități, autoritatea STISC, da, prescurtat, dar practic tot ce trebuie să facem este să accesăm pagina www.semnatura.md și autoritatea ne ajută cu pașii care trebuie urmați pentru a obține semnătura electronică. Costul acestui serviciu, la fel am testat cu colegii, este de 320 de lei pentru
o semnătură electronică care este valabilă 2 ani, va trebui să descărcăm un contract model, să-l semnăm, trimitem autorității, după care ne adresăm pe strada 31 august, în spatele Ministerului Justiției, există un ghișeu la care ne prezentăm și o să ridicăm acea semnătură electronică care este disponibilă pe un stick USB și cu care putem face multe lucruri, printre care să intrăm în cabinetul personal disponibil pe site-ul sfs.md, să depunem declarația precompletată și să desemnăm 2% din impozitul pe venit. Acestea sunt modalitățile. Vreau doar să închei prin a spune că toate aceste modalități la fel sunt descrise pe pagina 2%.info, astfel încât cetățenii, cei care vor să se implice în mecanismul 2%, vor să desemneze, organizațiile care promovează mecanismul și vor să informeze corect potențialii beneficiari despre modalitatea de desemnare, pot utiliza această resursă în cadrul campaniei de comunicare pe care o elaborăm. Împreună cu partenerii vom asigura că aceste informații sunt ușor accesibile pentru a promova mecanismul 2%. Eu am să închei aici și... Da, mersi, da. Ilie. De fapt, noi am urmărit înainte de asta un tutorial unde tu explici cum se obține atât semnătura mobilă cât și cea electronică, respectiv toți cei care doresc să obțină o astfel de semnătură pot să urmărească tutorialul respectiv, care este atât pe pagina de Facebook a mecanismului 2%, da, cât și pe pagina web 2%.info. Îți mulțumesc mult. De fapt, nu puteam să facem evenimentul respectiv de lansare a campaniei de promovare a mecanismului 2% fără să discutăm și despre experiența organizațiilor societății civile vis-a-vis de folosirea mecanismului de desemnare procentuală. Astăzi vom prezenta 3 studii de caz, iar înainte de a deschide panelul, aș vrea să priviți un scurt video. Joc fotbal de la 4 ani. Este foarte important pentru mine și colegii mei. Și avem un scop ca echipa noastră să ne antrenăm foarte bine și noi vom deveni niște campioni. Cluburile sportive, ca formă juridică, sunt asociații obștești și ele, din păcate, nu beneficiază de sprijin din partea statului. Adică legea 2% este practic singurul mecanism care noi astăzi dispunem pentru a atrage niște surse financiare la club. Practic în acești ani de când suntem beneficiari al legii 2% am beneficiat de o sumă în jur de 100.000 de lei. Problema clubului nostru principală la moment este lipsa unui teren de casă. Desigur, principalele noastre cheltuieli sunt la transport. Se ne conștientizează că aceste 2%, ele de fapt nu bagă nimeni mâna dânși în buzunare. Sunt bani care deja statul i-a impozitat pentru anul precedent. Dacă tu consideri că organizația respectivă merită ca să fie ajutată și tu știi foarte bine că statul sau alte instituții nu o fac asta, de ce să nu o faci tu? Activitățile financiare sunt foarte bine supravegheate, noi raportăm permanent despre activitatea noastră financiară, avem o mulțime de premii, de rezultate, de locuri întâi, de cei mai buni jucători a turneilor, o salvă de cupe și de medalii și asta este lucrul cel mai îmbucurător pentru că înseamnă că ne facem bine treaba. După cum am discutat, urmează să prezentăm 3 studii de caz, iar vom începe cu doamna Victoria Danford, care este directoarea executivă a Asociației Moldova Aid, care din păcate nu a putut să fie astăzi alături de noi, s-a conectat pe online. Deci, ne auziți? Da, mulțumesc mult, Victoria, bine v-am găsit pe toți. Mă auziți pe mine? Se aude? Deci, persoana foarte cunoscută pentru activitățile dumneavoastră de advocacy, dar și grație tuturor eforturilor în domeniul colectării de fonduri pentru Centrul Phoenix, pe care eu l-am vizitat și am fost foarte impresionată de tot ce ați făcut dumneavoastră acolo. Centrul Phoenix este bazat, de fapt, în raionul Râșcani.
De fapt, Moldova Aid este un partener de încredere a delegației Uniunii Europene, ați gestionat fonduri europene, putem vedea impactul la ceea ce ați făcut dumneavoastră. Acum, consultând raportul de semnări procentuale pentru anul 2022, am observat că anul trecut ați colectat mai mult de 90.000 de lei, o sumă extraordinară pentru organizații de la nivel local, deci poate părea mică, dar știu că ați făcut foarte multe eforturi în acest sens. Aș vrea să ne spuneți ce gen de activități urmează sau implementați acest an pentru a depăși, de fapt, suma colectată anul trecut. Vă mulțumesc mult. Deci, da, Moldova Aid este organizația care gestionează Centrul Phoenix și nu doar. Deci, noi avem proiecte pe întreg teritoriul Moldovei. Suntem înregistrați la desemnare procentuală de 2% din 2017. Am fost printre primii care ne-am înregistrat la nivel local. Deja în Râșcani suntem 5 organizații. Suma pe care am adunat-o din 2017 până acum, cum spunea și domnul ambasador, a crescut semnificativ. Dacă în primul an am adunat 6.000 de lei, în anul 2020 am adunat 138.000 de lei, poziționându-ne pe primele 5 organizații din Republica Moldova și anul trecut, după cum ați menționat, peste 90.000 de lei. Deci noi planificăm ca în fiecare an o campanie, deci noi ne asigurăm în primul rând ceea ce aș sugera tuturor ONG-urilor să nu asumați că sunteți înscriși la Inspectoratul Fiscal, deci că sunteți în registru de desemnare a 2%. Aceasta ar trebui să facă fiecare organizație să se asigure că este și anul acesta în acea listă, să-și planifice resursele umane, ce voluntari, ce ambasadori, ce echipă, ce mesaj vor transmite pentru a promova acest cod fiscal ca să fie în organizația dumneavoastră, să desemneze și să povestească impactul pe care acei 90.000 de anul trecut i-au făcut în organizația care o aveți. Și astfel, ce este foarte important, deci să nu vă bazați doar pe zona locală, să nu vă fie frică să mergeți și regional și național, pentru că fiecare de noi, fiecare organizație necomercială, fiecare ONG, avem acei donatori, acei persoane fidele organizației care nu neapărat sunt în localitate, poate sunt național, dar ei sunt dedicați organizației sau scopului pe care, cauzei pe care o faceți. Inevitabil de făcut acele cartonașe, pliante, videouri pentru a promova această campanie. Dar ce ați făcut dumneavoastră mai deosebit, grație faptului căruia ați reușit să colectați această sumă? Deci, nu știu, ați discutat personal cu câteva persoane. Deci, cum a reușit performanța aceasta pentru o organizație care se află în raionul Râșcani? Deci, noi am văzut că, de fapt, organizațiile care colectează cele mai multe fonduri în baza mecanismului sunt bazate în Chișinău. Noastră sunteți bazată, deci organizația pe care o conduceți este bazată în raionul Râșcani și ați reușit o performanță extraordinară. Ce ați făcut dumneavoastră altfel? Noi nu ne-am bazat doar pe online, deci nu ne-am bazat doar pe promovare online, dar am mers la fiecare instituție, fie colegiu, fie oficiu poștal, fie poliția, organizație după organizație, afacere după afacere și fizic, personal, am prezentat organizația noastră, am povestit angajaților de acolo cât e de simplu de depus declarație și cât de mult este pentru noi, deci este un atu, un valoare adăugată pentru noi, ceea ce nu-i costă nimic pe ei. Aceasta cred că a durat foarte mult de explicat, ca să spunem contribuabililor că nu îi costă nimic pe ei pentru a desemna aceste 2%. Banii vin din stat și vin pentru cauzele locale. Și știu că conform legislației, acești bani pot fi cheltuiți într-un anume fel, da? Deci sunt anumite limite pe care legislația le-a setat pentru ca să nu fie abuzuri, da? Eu aș vrea să ne explicați cum ați cheltuit dumneavoastră aceste fonduri. Înțeleg că comparativ cu nevoile dumneavoastră, cel puțin am văzut în ianuarie factura de gaz pe care ați achitat-o, care a fost enormă. Deci înțeleg că aceste fonduri sunt foarte mici, dar oricum, dacă ați putea să ne dați câteva exemple, cum ați cheltuit aceste fonduri? Da, deci este foarte important de raportat atât, evident că desemnării 2%, deci fiscului, dar într același timp de raportat celor care donează. Chiar dacă facem acel raport online, pentru că deci noi nu putem să știm de fiecare dată cine a desemnat acele 2% pentru noi. Dar
Este acele stipulări când banii aceștia nu pot fi folosiți la administrare, la costuri administrative, dar sunt folosiți la costuri de program. Deci în cazul nostru este foarte simplu, pentru că sunt folosiți la centrul de zi pentru copii cu nevoi speciale. Este un centru care are cel necesar de cel mai multe fonduri și cumva merg direct pentru beneficiul copiilor cu nevoi speciale. Deci nu, noi nu achităm din ele, din acești bani, salariile sau altceva. Dar iarăși este o sumă mică pentru bugetul nostru. Dacă asociația noastră are un buget, nu știu, de vreo 300 de mii și adunați 100 de mii, atunci trebuie să fiți foarte stricți în ce mod folosiți acești bani, pentru că ei nu sunt destinați pentru salarizări, mai ales pentru administrație, deci ei sunt destinați pentru proiecte sociale, ceea ce este corect în viziunea mea. Da, și pentru, poate pentru cei care ne privesc și care nu știu despre activitățile implementate de către Moldova Aid, poate ați putea să ne dați câteva exemple de servicii sociale care sunt prestate la Centrul Phoenix de Râșcani. Deci Moldova Aid prestează servicii de zi de incluziune, educație, alimentare, transportare pentru copii cu nevoi speciale din 10 localități. Furnizează servicii de intervenție timpurie și reabilitare pentru copiii cu nevoi speciale din tot nordul Republicii, deci acoperim undeva 6 raioane, vârsta de la 0 la 18 ani, 0-3 intervenție timpurie, apoi merge reabilitarea. Servicii de hidroterapie, deci avem bazinul cu apă caldă care poate fi accesibil pentru orice persoană cu dizabilități. Și avem și centru de plasament pentru vârstnici, care este un antreprenorat social pentru a ajuta susținerea celor servicii care sunt gratuite. Plus asta, Moldova Aid este partenerul organizației MEDA din Marea Britanie pe care am fondat-o și distribuie și ajutor medical și ajutor pentru persoane cu dizabilități pe întreg teritoriul Republicii. Vă mulțumesc. Este foarte important că prestați astfel de servicii sociale în Raionul Râșcani. Vă urăm mult succes și vă mulțumim pentru cele mai bune practici pe care le-ați împărtășit astăzi cu noi. Mersi. Ne bucurăm să o avem astăzi alături de noi pe doamna Victoria Secu, care este directora executivă a Asociației Fiecare Contribuie pentru Schimbare. Asociația noastră este bazată în Criuleni, deci la fel, în afara orașului Chișinău. La fel, din raportul desemnării procentuale am observat că anul trecut ați colectat mai mult de 67.000 de lei, la fel o performanță foarte, foarte bună. Organizația noastră la fel este un bun partener al delegației Uniunii Europene, am colaborat în cadrul mai multor proiecte sociale, am văzut impactul pozitiv pe care l-ați avut asupra comunității. De fapt, eu deja am depistat o bună practică pe pagina de Facebook a organizației noastră și o să vă spun care este. Deci am deschis pagina noastră de Facebook și acolo am găsit codul fiscal al organizației. Deci nu mai trebuie să căutăm codul fiscal la ASP sau pe pagina de 2%.info, deschizi pagina de Facebook și găsești deodată codul fiscal. Deci încurajez toți beneficiarii să adopte acest lucru care de fapt ne simplifică și nouă viața foarte mult. Dacă puteți să ne povestiți, să ne aduceți și alte exemple pozitive, deci cum ați făcut noastră campanie, ce lecții puteți să împărtășiți cu beneficiarii care poate adună un procent mai mic, da, din baza mecanismului de semnări procentuale. Vă rog. Mulțumim mult pentru invitații de a împărtăși din experiența noastră și lecțiile pe care le-am învățat. De fapt, noi suntem, spunem așa, din primul an de aplicare a mecanismului de desemnare procentuală, am fost adepți fideli pentru a-l aplica și promova, fiind foarte încrezători în acest sens. În timp ce unii dintre organizațiile noastre ziceau că nu se merită efortul pentru acei bănuți pe care noi îi colectăm, am fost întotdeauna încrezători că felul în care corect noi vom promova acest mecanism va aduce credibilitate și imagine și mult mai mult contribuție din partea cetățenilor și beneficiarilor noștri. Evident că în toți acești ani și pentru noi a fost o constatare pozitivă să vedem că suntem practic ultimii 3 ani ne menținem la nivelul de peste 65.000 de lei desemnați din partea cetățenilor și vă spun sincer, fiecare an pentru noi este ca și o nouă provocare în acest sens, pentru că pentru noi ca și organizație ne impune să fim creativi, să urmărim tendințele actuale, să fim alături de beneficiarii noștri, să le înțelegem
nevoile și nu doar beneficiari, cetățenii de rând. Aceasta însemnând, în primul rând, materiale pe care noi le elaborăm și care dorim să fim foarte diverse și foarte aproape de înțelegerea oamenilor și, pe de altă parte, să totuși să valorificăm dialogul personal cu mulți dintre cetățeni pentru a explica, pentru că ceea ce am depistat noi în toți acești ani este important să mergem și pe activități de informare și pe cele prin care noi, nemijlocit, vrem să tragem fonduri pentru anumite cauze sociale. Deci dumneavoastră anume, deci sugerați că este foarte important să discutăm personal, evident, cu cei care potențial ar putea să redirecționeze 2% din impozitul pe venit. Deci nu faceți doar campanie pe online, dar faceți și discuții personale. Evident, da. Asta mult înseamnă pentru a promova înțelegerea corectă și, după cum spunea domnul Ilie, cultura filantropiei la noi în țară. Vreau să spun că sursele pe care noi le-am primit în toți acești ani ne-au ajutat să rezolvăm foarte multe probleme comunitare și chiar aș vrea să spun care, pentru că de fiecare an ele sunt diferite. De exemplu, deci tot ce am primit în aceste ani ne-a ajutat, în primul rând, să contribuim financiar la procurarea pubelelor pentru colectarea selectivă a deșeurilor și vreau chiar să menționez că comunitatea noastră este una model în regiune pentru că de curând împreună cu autoritatea publică locală am ajutat să atingem performanță în felul în care colectăm selectiv deșeurile și prin care populația din comunitate este informată cum se face acest lucru. Deși nu suntem organizate din mediu, ne suntem preocupați de problema ce se întâmplă cu mediul înconjurător și unde este posibil, neapărat ne implicăm. Multe alte, spunem, dimensiuni pe care le-am acoperit. Deci dacă pentru pubele circa 23.000 de lei noi am contribuit, deci cu suma de circa 80.000 de lei am contribuit la lucrări de reconstrucție a Centrului de Intervenție Timpurii Lăstăriel, care este unul primul, spunem așa, dezvoltat în regiunea de est a țării. Și vreau să zic că acest lucru ne-a ajutat foarte mult să comunicăm corect autorităților, să arătăm donatorului multiplele surse de finanțare a unui obiectiv sau unui serviciu social pe care foarte mult îl promovăm și încurajăm fiecare autoritate publică locală din țară, organizații societății civile, care poate să contribuie la dezvoltarea unui asemenea serviciu, pentru că odată fiind dezvoltat, va ajuta în perspectivă și în termen lung la susținerea și la investiții în dezvoltarea copiilor și în bunăstarea lor. Vă mulțumesc pentru devotamentul dumneavoastră. Sunteți un model de organizație care activează la nivel local. Ce credeți că trebuie să faceți altfel acest an pentru a depăși plafonul ăsta de 60 și ceva de mii? Deci pentru a ajunge, hai să spunem, la 120 de mii. Ce credeți că trebuie să faceți? Sincer, acum suntem în plin, așa, să spunem, campanii sau campanii în care noi creăm felul în care va urma și cel mai probabil de săptămâna viitoare vom putea lansa produsul prin care vom încerca să convingem cetățenii să desemneze 2% în favoarea organizației noastre. Ceea ce vreau să menționez și cred că este cazul pentru organizațiile care ne privesc sau care deja au făcut, cel puțin noi am simțit solidaritatea din partea altor organizații, pentru că am fost de-a lungul anilor telefonați de partenerii, beneficiarii altor organizații din țară, care au zis că, iată, colegii noștri sau nu au, acum nu sunt înregistrați ca și organizații care poate desemna, dar ne-au direcționat către voi. Vă mulțumim, dragii noștri, că ne sunteți alături și cred că contează foarte mult solidaritatea între organizații atunci când nu poți desemna să faci acest lucru. Și totodată vreau să spun că anul trecut am depistat o eroare, tot grație contribuabililor din Chișinău, care ne-au atenționat că codul fiscal înregistrat în liste era greșit. Și, sincer, acest lucru, în primul rând, ne-a permis cât de rapid să putem gestiona această eroare și mulțumim reprezentanților ASP care ne-au ajutat cât de rapid să corectăm această eroare și, de asemenea, un îndemn al meu personal pentru organizații, verificați totuși listele și datele care sunt acolo înscrise, este un moment important pentru că
altfel riscăm să pierdem acest din... Acest fapt a fost precizat de fapt și de Elie, a spus că trebuie să verificăm încă o dată că codul fiscal este cel care într-adevăr este al organizației. Deci asta este strategia noastră de a ajunge 120.000. Eu cred că o să reușiți acest an. Da, și de asemenea optăm pentru materiale video sau ceva care să arăte în acțiune, în dinamică, felul în care noi vrem să dezvoltăm sau să atingem anumite vise, felul în care noi avem nevoie de suportul cetățenilor și felul în care ei ne pot susține. Vă mulțumesc pentru acest apel extraordinar de la solidaritate și mersi pentru prezentarea noastră foarte plină de vâlvă, da? Și plină de, nu știu, de energie. Vă dorim să depășiți, de fapt, ca suma colectată să depășească așteptările noastre. Noi avem și o întrebare. Cred că, Ilie, este pentru tine întrebarea. De fapt, întrebarea este dacă persoanele juridice, de exemplu, SRL-urile, pot să redirecționeze 2% către o organizație în mod comercial. Este posibil? Răspuns scurt, nu. Și vă explic foarte, foarte pe scurt de ce acest lucru nu este posibil. Și iarăși că suntem în etapa în care discutăm cum ne construim această campanie, organizațiile societății civile trebuie să cunoască către cine merge acel potențial mesaj, cine este potențialul susținător al meu. Potențialul susținător al unei organizații necomerciale sunt persoanele fizice care muncesc și care plătesc impozite. Dacă o persoană plătește impozit, atunci ea are dreptul să desemneze 2% din impozitul pe venit. Persoanele juridice, adică companiile, SRL-urile, SAU-urile, alte forme de organizare, nu pot să redirecționeze 2% din impozitul pe venit. Acest lucru este deliberat expus în legislație pentru că în cazul companiilor există alte mecanisme prin care ei pot susține activitatea unor organizații necomerciale. În principal vorbim despre donațiile filantropice și de sponsorizare care permit deducerea unui procent de până la 5% pentru a putea fi redirecționat, adică o sumă de bani care poate fi donată prin donație filantropică, care micșorează suma impozitului pe care trebuie să achite acea companie. De ce deliberat Republica Moldova nu a introdus posibilitatea ca SRL-uri, persoanele, companiile să poată desemna 2%? Pentru că experiența altor țări în care mecanismul este utilizat deja de 10, de 15, de 20 de ani arată că acest mecanism nu este neapărat fezabil, deoarece companiile vor crea fundații care păstrează aceleași elemente de identificare și, practic, aceste 2% vor fi redirecționate către fiicele acestor companii. Singura țară care utilizează acest mecanism și pentru persoanele juridice este Slovacia. Acest lucru poate neapărat fi examinat pentru etapele ulterioare, însă la momentul dat este foarte important să spunem acest mesaj că companiile nu pot să direcționeze 2%. Asta nu înseamnă că acești agenți economici nu se pot implica și prin alte măsuri. Prin donații filantropice și sponsorizări, prin donații individuale, adică din partea acelei companii, prin voluntariat, prin donații de echipament, prin alte modalități. Însă pentru 2%, mecanismul de campanie și ceea ce vrem să dăm un sfat organizațiilor care fac acum campanie de promovare 2% este să se axeze pe persoanele fizice plătitori, rezidenți sau nerezidenți plătitori de impozite. Și aici am încă un sfat, două, pe care aș vrea să-l dăm organizațiilor societății civile. Există acel raport anual al Serviciului Fiscal de Stat care publică anumite date. Publică sumele de bani, cine a obținut cel mai mult, dar și foarte importantă informație, de unde vin desemnările procentuale, deci care sunt raioanele de unde vin cele mai multe desemnări. Astfel, dacă cunoaștem că campania noastră de promovare a mecanismului poate merge, de exemplu, în regiuni în care mecanismul este puțin cunoscut sau poate în regiuni în care există mulți contribuabili, da? Cu excepția Chișinăului, putem identifica acele raioane. Astfel încât ne construim campania
de desemnare procentuală. Al doilea sfat, la fel, informația din acel raport include, și Victoria spunea mai devreme, numărul persoanelor care au utilizat semnătură, adică au desemnat electronic, și numărul celor care au mers la fisc și au desemnat 2%. Iarăși, putem utiliza această informație pentru a forma mesajul campaniei și unde putem să-l informăm pe acest cetățean despre 2%. Dacă targetăm ca cei care ne desemnează să o facă online, iarăși, mesajul nostru de campanie va merge pe rețele sociale. Dacă totuși cei mai mulți desemnează procentual în format fizic, merg la Serviciul Fiscal de Stat, atunci, ca și o opțiune de campanie, ar fi să facem acele fluturașe sau mici baneri, panouri informative în care neapărat includem două elemente. Cum ne numim și care este codul fiscal, și astfel încât persoana când merge la Serviciul Fiscal de Stat să aibă această informație. Am să mă opresc aici, cred că am luat prea mult timp și mergem mai departe. Ok. Vreau să, înainte să ajungem la următorul vorbitor, vreau să vorbesc un pic despre experiența de campanie 2% și vorbind iarăși din experiența altor state care utilizează deja mecanismul de 20-30 de ani. Spunea la începutul acestei sesiuni domnul ambasador că potențialul mecanismului este foarte mare, astfel încât avem abia 5% pe care îl putem numi publicul cald, da? Contribuabilii, cei care știu de mecanism, aproximativ 30.000 de persoane care au utilizat mecanismul cu succes. Și atunci, scopul organizațiilor societății civile, în primii ani de când există mecanismul, este nu neapărat, pe lângă promovarea organizației proprii, este promovarea mecanismului. Și aici un accent foarte important este să explicăm cum are loc procedura de desemnare. Și aici, foarte pe scurt, din fiecare 100 de lei achitați ca impozit, 2 lei vor merge către organizația societății civile. Nu sunt bani proprii, deci nu îi dăm din buzunar, ei deja sunt acolo în contul. Noi doar spunem statului unde să meargă cele 2%. Și de ce anume acum? Suntem în perioada în care din 1 ianuarie și, după cum spunea domnul Chircu, până la 2 mai acestui an, iată, anume în această perioadă, persoanele pot să meargă la Serviciul Fiscal de Stat sau electronic și să depună declarația. Și iată, construcția campaniei de informare 2% despre mecanism, despre organizație, trebuie să meargă acum în toate lunile și să fie axată în mod special în ultimele 3 săptămâni. 3 săptămâni, asta ar fi ultima lună, adică luna aprilie, de la 10 aprilie, deoarece conform acelui raport statistic al Serviciului Fiscal de Stat, anume în acea perioadă, cele mai multe desemnări se întâmplă. Astfel încât pentru a păstra în memoria publicului rece, da? Să spunem, cel care nu a auzit despre mecanismul 2%, este foarte important să pliem acest mesaj anume în această perioadă. Deci, eforturile de campanie trebuie să meargă în special pentru luna martie și aprilie a fiecărui an. Trebuie să calibrăm totodată expectanțele. Spuneau colegii mai devreme că 2% nu sunt bani foarte mulți, având în vedere realitățile din Republica Moldova, având în vedere salariul mediu pe economie. Totuși, ce poate aduce aceste 2% și cum motivați potențialii susținători? 2%, în primul rând, înseamnă fonduri care pot fi utilizate, pe de o parte, pentru susținerea activităților de utilitate publică, adică vorbim despre inclusiv exemple despre amenajarea unui parc sau despre stabilirea unei infrastructuri prin care poate fi mai bine sortat gunoiul, poate fi vorba despre amenajarea unor piste de bicicliști, poate fi vorba despre orice activitate de utilitate publică în acest sens. Și mesajul central aici ar fi că pentru ca publicul rece să cunoască despre activitățile organizației, trebuie să comunicăm constant cu aceștia. După ce am explicat ce înseamnă mecanismul 2%, care sunt beneficiile, cum urmează a fi efectuată desemnarea, neapărat este important să comunicăm
ce am făcut cu banii din 2%. Și o parte din banii 2%, legea spune că trebuie să meargă pentru desfășurarea activităților de utilitate publică. O altă parte de până la 50% în funcție de suma pe care o primește organizația, dacă suma este mai mare, această sumă este mai mică, poate merge pentru acoperirea cheltuielilor administrative. Ceea ce, în special în contextul prețurilor la gaz sau măririi costurilor pentru servicii publice, este la fel o resursă pe care organizațiile o pot utiliza pentru a-și acoperi anumite cheltuieli curente. Practic, iată, primii ani de campanie, primii ani de existența mecanismului și experiența Ungariei, experiența României, experiența Poloniei o arată că mesajele noastre trebuie să fie axate, pe de o parte, pentru a povesti despre ce face organizația noastră, unde vor merge 2%, dar și pentru popularizarea mecanismului în general. Și ultimul aspect la care aș vrea să mă refer ține de cum verific unde au mers banii. Și am discutat un pic despre această măsură, vreau doar să asigur toți cei care ne privesc și poate pentru prima dată vor dori să desemneze bani 2%, să spun un detaliu. Banii din 2% sunt bani publici, adică bani pe care statul decide să-i redirecționeze. Asta înseamnă că statul verifică cum sunt cheltuiți acești bani. Organizațiile, cei care beneficiază de 2%, indiferent de mărimea sumei, ele prezintă rapoarte la sfârșitul unui ciclu de desemnare procentuală, ei prezintă o declarație la Serviciul Fiscal de Stat, în care menționează cum au fost cheltuiți acești bani. Există sancțiuni în cazul în care organizațiile eventual încalcă regulile de joc, da, și nu utilizează conform destinații. Ele pot fi excluse de la mecanism, este publicată în o listă neagră a organizațiilor și ele sunt obligate să întoarcă banii folosiți neregulamentar. Asta vreau să spun doar în contextul în care statul asigură că acești bani să meargă în continuare pentru activități de utilitate publică. Am să opresc aici prezentarea. Da, mersi, ele este foarte, foarte important ce ai spus tu. Totuși, vreau să nu fiu de acord cu tine atunci când spui că banii proveniți din 2% nu sunt bani atât de importanți pentru, să zicem, organizații. Fiindcă doamna Secu ne-a dus niște exemple atât de bune. Ce ați putut dumneavoastră să faceți cu 23.000 de lei, da? Unde, când ați instalat pubelele, da? Într-adevăr, pentru o organizație care activează la nivel național, probabil că, hai să zicem, 100.000 de lei, 90.000 de lei sunt bani sau 60.000 de lei sunt bani, nu prea mari. Pentru o organizație raională, eu cred că această sumă este o sumă importantă și din experiență am fost mândră să văd câte lucruri importante se pot schimba la nivel local cu bani mici, da? Și prin implicarea comunității și prin intermediul fondurilor alocate, prin intermediul mecanismului de 2%. Fiecare ban adunat este un ban important și, cum ai spus tu, este foarte important ca cei care desemnează 2% din impozitul lor pe venit să știe că acești bani nu sunt utilizați într-un mod ilegal. Da? Absolut. Și doar în folosul comunității. Domnule Igor Belei, vă mulțumesc că ați venit astăzi și sunteți astăzi alături de noi. Sunteți directorul executiv al misiunii sociale Diaconia, sunteți un partener pe care delegația Uniunii Europene îl apreciază în mod deosebit. Vă mulțumesc mult pentru toate faptele bune pe care le faceți în folosul persoanelor vulnerabile din Republica Moldova. Pe data de 7 aprilie am lansat împreună cu dumneavoastră Masa Bucuriei. De fapt, dumneavoastră ați lansat-o și noi am fost alături de dumneavoastră. Al doilea an consecutiv delegația Uniunii Europene finanțează această activitate și multe alte activități frumoase pe care dumneavoastră le implementați. Am văzut că deci ați reușit să adunați aproape 60.000 de lei. Dacă puteți să ne spuneți cum faceți noastră campanie în baza mecanismului de 2%. Onorat să fiu aici și partener de încredere a delegației Uniunii Europene. Și această campanie și mecanismul de 2% face parte din demersul nostru coerent în a promova solidaritatea. Sunt mecanisme diverse prin care niciun stat în lumea asta nu poate rezolva toate problemele. Există însă mecanisme de solidaritate socială care vin să complementeze acele lacune care există. Într-un sistem social mult mai puternic există mai puține lacune, dar chiar și acolo există nevoi aplicative pentru anumite categorii de oameni care sunt uitați sau pierduți de sistemele sociale.
De multe ori ne întrebam și noi, oare merită financiar să ne implicăm? Poate financiar nu merită, dar din cei 60.000 am încălzit cantina de la Roșu. Pe parcursul anilor, din cei bani adunați în descendent, dacă mergem în spate, am putut să cumpărăm recipiente pentru distribuție mâncării în stradă. Nu poți să faci distribuție mâncării în stradă fără recipient. De multe ori vorbeam în exterior despre 2% și ne-am dat seama că nu toți cei mii de voluntari și oameni care sunt aderenți activităților noastre au desemnat 2%. Deci ne-am concentrat în primul rând pe o comunicare internă, fiind o organizație națională cu aderență mare la nivel național, să putem ca toți cei care sunt parte din efortul de solidaritate să utilizeze inclusiv mecanismul de 2%. Pentru că e un mecanism care cere anumite cunoștințe, nu foarte aprofundate, dar un exercițiu, un efort. Deci, în primul rând, ne urcăm în mașini și aproape în cele trei săptămâni în care trebuie să facem declarațiile, pentru că un efort, dacă anterior aveam praguri de impozite și urmeam tot să ajungem la inspectoratul fiscal, acum există doar un prag unic și atunci e un efort voluntar. Sigur că acest mecanism poate fi îmbunătățit, dar... Cum poate fi îmbunătățit? Dacă ați putea să veniți cu câteva sugestii, da? Ca de exemplu, sunt situații în care în alte țări, odată desemnată pentru anumite organizații, nu trebuie să mai faci efortul ăsta repetat. Doar dacă decizi să renunți sau să schimbi destinatarul. Asta ar fi unul din modalitățile în care putem să avem această participare, pentru că nu e un efort recurent. Și sunt alte modalități prin care putem să facilităm ca să scurtăm calea. Dar, pe de altă parte, este o modalitate prin care contribuabilul poate controla, poate fi în controlul decizional. Astăzi sunt aderentul unei cauze, unei organizații. Tocmai de aceea, probabil, sunt mult mai vizibile și palpabile controlul la nivel comunitar. Când eu contribui pentru un anumit lucru pe care îl văd zilnic schimbat sau necesar a fi schimbat. De aceea au în acest mecanism puterea în organizațiile mari, dar capacitatea în organizațiile mici, care pot mobiliza foarte calitativ comunitatea, pentru că poate ajunge la fiecare din această comunitate, făcându-i vizibil cum banii ăștia, foarte puțini, nesemnificativ pentru fiecare din noi, dar pus la oaltă pot face o mică schimbare. Da, deci doamna Seco a precizat anterior că funcționează foarte mult dialogurile bilaterale, da, cu eventualul contribuabil care urmează să desemneze 2%. Ce alte exemple ați putea să ne oferiți care ați observat dumneavoastră că funcționează în practică? Pentru că vorbim de comunități, în cazul organizației noastre, organizații naționale, vorbim de comunități și grupuri în care sunt prezenți mai mulți oameni, cum sunt, de exemplu, donatorii noștri care sunt poate oameni de afaceri și ne fac accesul către grupurile de angajați, grupurile de voluntari și după care, dacă la început, după cum știm, mecanismul de 2% este pentru organizații neguvernamentale, dar și instituțiile religioase. Deci dacă o comunitate religioasă, biserica din satul X, a decis să facă o schimbare sau să fie înregistrată, anterior, dacă nu sunt desemnați, atunci fac campanii în comunități pentru diaconia, care la rândul său vine cu asistență în această comunitate. Deci este un mecanism în cascadă, important că putem să împărtășim nevoia și nu neapărat să ajungem noi la fiecare, dar dacă face parte dintr-un las de bunătate. Da. Și de ce un contribuabil ar decide, deci ar trebui să direcționeze anume diaconiei 2% din impozitul pe venit? Pentru că poate vedea oameni pe care îi hrănim zilnic, pentru că poate vedea lucruri pe care le schimbăm zilnic, pentru că Consiliul nostru de administrație e într-o decizie foarte complicată să spună anul ăsta cărui departament vom reuși să dăm banii, hrănim niște copii la centru maternal sau încălzim cantina de la Roșu sau dăm niște biscuiți la Coșcalia în raionul Căușani, unii vin copiii flămânzi după școală, pentru că banii ăștia chiar ajung acolo unde trebuie. Deci poți să vezi impactul imediat. Atunci când o persoană vulnerabilă primește o masă caldă și este mai bine grație efortului pe care l-ai depus tu, efortul e foarte mic, de fapt. Exact, pentru că așa reușim să punem la oaltă prin șirul de campanii
iar 2% face parte, cum vă spuneam, din efortul nostru de promovare și de încurajarea împroprietăririi deciziei pe care le avem la nivelul societății, prin mecanismele pe care ne oferă statul sau prin eforturi voluntare pe care putem să le facem, inclusiv prin 2%. Vă mulțumesc foarte mult pentru acest discurs emoționant și vă mulțumesc foarte mult pentru toate eforturile pe care le faceți dumneavoastră. Mai avem o întrebare, de fapt, privesc eu. Am fost amuzată de faptul că, de fapt, inteligența artificială a răspuns deja la această întrebare, doar că răspunsul este greșit. Deci întrebarea a fost încă o dată dacă persoanele juridice pot redirecționa 2% din impozitul pe venit. Inteligența artificială a spus că da, persoanele juridice pot. Înregistrate la fisc pot redirecționa 2%. De fapt, el i-a explicat anterior că nu pot. Este o greșeală și mai avem și o altă întrebare la care văd că este un răspuns, dar cred că aș avea mai mare încredere dacă Ilie răspunde la această întrebare. Deci, Ilie, întrebarea este următoarea. Pot redirecționa 2% către câte ONG-uri? Doar către unul sau către mai multe ONG-uri? Da. E o întrebare foarte importantă. De altfel, fiindcă există un spectru de cel puțin 900 de organizații în acest an, poate mai mult, căreia vrem să redirecționăm 2%. Nu putem să redirecționăm 2% decât unei singure organizații. Acel formular CET18 pe care îl completăm prevede un singur câmp de desemnare procentuală unde includem codul fiscal. Au fost situații în anii precedenți când era disponibilă forma fizică și practic puteam completa cu tocul și unii colegi mai creativi au inclus două coduri fiscale, dar asta duce la faptul că întreg formularul va fi declarat nevalabil și acesta este și mesajul pe care vrem să-l ducem tuturor celor care vor să desemneze 2%. Trebuie să aleagă o singură organizație care vor să direcționeze 2%, deoarece acest lucru nu este posibil. În Ungaria, acolo unde există un mecanism similar, cele 2% au fost împărțite și 1% poate fi direcționat către culturi religioase, părți componente, iar 1% către ONG-uri. Poate fi o soluție, probabil în viitor, cel puțin pentru următoarele campanii de informare, 2% pot fi direcționați unui singur beneficiar, altminte desemnarea procentuală va fi declarată nevalabilă și banii practic o să rămână la bugetul de stat. Deci probabil că inteligența artificială s-a inspirat din legea din Ungaria. Din Ungaria sau din România. A precizat că este posibil. De fapt, nu este posibil, da? Deci este posibil să direcționăm doar către o asociație obștească sau entitate religioasă. Vreau să mulțumesc beneficiarilor noștri de astăzi, doamnei Victoria Danford de la Moldova Aid, doamnei Victoria Secu de la Fiecare Contribuie pentru Schimbare, domnului Igor Belei de la Misiunea Socială Diaconia. Am decis să aducem astăzi doar câteva exemple din proiectele pe care noi le susținem și organizațiile care fac o diferență la nivel local. Desigur că există mulți beneficiari care sunt înregistrați, către care puteți redirecționa 2% din impozitul dumneavoastră pe venit, după cum a povestit și Ilie în detalii. Deci acești bani sunt utilizați conform, nu știu, în baza unor destinații. Acești bani nu pot fi delapidați în cazul în care există câteva temeri în acest sens. Mai ales că există și inspecția financiară, care verifică rapoartele, cum sunt utilizate aceste mijloace financiare. Vreau să mai precizez și faptul. În discursul său de debut, domnul ambasador Ianis Magic s-a precizat că faptul că noi încercăm să promovăm mecanismul de 2% nu înseamnă că delegația va aloca mai puține fonduri către societatea civilă. Vă rog mult să țineți cont de aceasta. În curând vom lansa câteva apeluri de propuneri, care la fel vor încerca să facă cooperarea noastră cu societatea civilă bună în folosul persoanelor vulnerabile din Republica Moldova și nu doar în folosul persoanelor vulnerabile. Urmează să susținem foarte mult și tinerii antreprenori și organizațiile care activează în domeniul bune guvernanțe și alte proiecte pe care noi intenționăm să le susținem. Ilie, în cazul în care ai și tu câteva concluzii de final, te rog. Vreau să reiterez doar pentru cei care ne privesc, fie că sunteți organizații care utilizează mecanismul sau care doriți să vă înregistrați la mecanism, fie că sunteți cetățeni activi care ați dori să vă implicați. Mecanismul 2% este practic un exercițiu de democrație. Tu spui statului unde să meargă o parte din impozitele tale. Este un mecanism
ușor, simplu, care odată înțeles este foarte accesibil. Vreau să încurajez pe toți cei care ne privesc să se aboneze la pagina 2% în Republica Moldova și pagina web, să viziteze pagina web 2%.info, fiindcă produsele campaniei de informare care pot fi reciclate și utilizate chiar de partenerii noștri din societatea civilă, organizațiile care promovează mecanismul, vor fi acolo. Tot acolo avem o adresă de contact la care ne puteți scrie în cazul în care întâmpinați dificultăți practice pentru oricare etapă din mecanism. Eu și colegii mei vor fi cei care suntem la celălalt capăt de fir pentru a vă ajuta cu anumite informații utile despre mecanism. Și ultima, dar nu cele din urmă, aceasta este perioada în care facem campanie de promovare și când persoanele pot să disemneze 2%. Există un spectru foarte larg din organizații și putem alege cine ne este mai aproape pentru fiecare din noi. Fie că vrem să susținem o organizație care protejează mediul, fie că vrem să susținem o organizație care, de exemplu, acordă hrană pentru animalele fără adăpost, fie că vrem să susținem bătrânii în etate sau alte categorii vulnerabile pentru a-i susține. Deci, spectrul de susținere este foarte larg, tot ce contează este alegerea noastră, vă îndemn să utilizați mecanismul, suntem doar 5% din cei care deja îl utilizează și potențialul este foarte, foarte mare. Da, și cum a menționat domnul Chircă, în anul 2023 termenul limită de depunere a declarației este data de 2 mai. Înainte de a transmite declarația, nu uitați, includeți codul fiscal a organizației pentru care doriți să desemnați aceste 2% din impozitul dumneavoastră pe venit. Iar dacă ați uitat să faceți acest lucru, după cum a menționat și domnul Chircu mai devreme, puteți depune ori de câte ori doriți această declarație rectificată, atâta timp cât vă încadrați în termenul ăsta de până la 2 mai. Respectiv, dacă ați mers la fisc, ați desemnați 2% sau nu ați reușit să includeți codul, puteți face repetat. Același lucru și pentru declarația electronică. Și în cazul în care încă nu aveți o semnătură electronică sau o semnătură mobilă, vă îndemnăm să urmăriți tutorialul care este realizat de către Ilie și să obțineți una. Da, pe pagina 2% la fel va fi postat acest tutorial pe care vă îndemnăm să-l utilizați pentru a construi această campanie de promovare pe care suntem foarte recunoscători că o putem face împreună cu suportul delegației UE la Chișinău și partenerilor. Da, vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi și mersi tuturor participanților și în special dumneavoastră pentru că ați rămas împreună cu noi până la final. Mersi mult! Mulțumim.